judecător n-are 7.000 de salariu din banii noștri și noi stăm să ascultăm prostiile ei când președintele doi bani nu dă. Nu spune două vorbe. E surdă mult, domne, ce să vorbească? Nu sunt, nu mai sunt aleși. Nu spune nimic, să spună dacă are cu a spune. De cât ori a vorbit la telefon? L-am ținut la telefon, doamna consilier, că a spune, ăștia, ce mă ăștia? Președintele este... Ăștia suntem noi. Și acum, ce ascultăm prostiile de care le spune? Le lăsăm călcatul. Doamna, atâta timp cât domnul este prezent, doamna, dar n-are cum. Vreau să se retragă onorabil, să poartă din cauza ei măgăriile astea mea, pentru copul care e grijă de el. Ce nu pricepeți? Ce, doamnă, nu pricepeți? N-are de ce număr. Ia spuneți, cum îi spune lui domnul Enescu? Dorește să se retragă de ani de zile. Și cine nu l-a lăsat? Și cine? Cine nu l-a lăsat, doamnă? De asta a făcut apartamentul ca să retragă? Ce dracu, măi, mi-ar fi rușine să mă lăsi. Vrea să se retragă și să-i dăm noi voie. Îl ajutăm să plece mai repede. Ce rușine, măi, de două! Asta de-a pensionarii privești. Deschidem acțiune, instanță și recuperăm toți banii ăștia. Vor da indemnizațiile pe toată perioada asta înapoi. Exact. Va plăti tot ce s-a cheltuit în plus. Noi suntem pregătiți, așa cum ne amenințe, da, foarte, foarte bine. Să plătească toți banii. S-a foarte bine. Da, domnule, o să-și vândă vila de la preaza și o să plătească. Care, doamna? Domnul, ceilalți consilieri care au luat banii, dumneavoastră știți de ce au luat banii domnul acela ca vicepreședinte? La ales după 10 zile? Nu știm. Și când contabila șef a spus, nu pot să-l plătesc. Că nu are condiții și ce a făcut președintele ăsta care zice că nu face nimic. A dat derogare de la statut. Cine ești tu că mai noi avem de voi? A dat de ce nu să scoatem chestia cu 5 ani și lasă să punem pe ăsta, că vreau eu. Foarte bine. Eu, ăsta care are imagine mentală. De asta le e frică. De asta le e frică. Păi, și a dat trebuie să fie al nostru. Să fim siguri. Da. Doamna, eu sunt prietenă de 30 de ani cu Gabi. Ha! Domnul Nechiescu, doamna, 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 cum îți permis să pronunți numele copilului meu? V-am spus că sunt prietenă cu fica dumneavoastră. Nu te rog frumos să nu pronunți nici de fica mea. Aici nu este vorba de fica mea, ci nici de numele ei. Nu ți-e rușine? Fii atent tu ce sfidează. Fii atent că tu cât sfidează. O excroacă. Lăsați microfonul așa, doamna Bunica. Și am să spun, pentru că de-aia doamna Nicolae a dat în 2012. Doamna Nicolae venea să fie președintă să-ți recupereze banii de la omul care a pierdut la excursie. Nu știu că ăsta este motivul unui președinte al cea de pe Constanța. Da, este datoria președintelui este să vă întrețină pe dumneavoastră. Aia este. A vrut să-și dea demisia, dar nu să-l ia. Noi nu l-am dat ea. O să te dau un jucător. Dar chiar așa ne jignește inteligența, mă? Nu trebuie așa. Dar ce nu se jignește? E, asta-i bună. Nu te-a vrut. Nu te-a vrut. Auzi pe care va? Nu ți-a fi rușine. Să se ducă să mă ducă. Doamna Bunica! Deci acum, liniște să-și dea demisia acum. Acum vă dați demisia! Vă dați demisia! Domnule Nechiescu vrea să-și dea demisia. Poate să-și dea demisia. Acum! 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 Adunarea generală cere să-și dea demisia. Lăsați microfonul la domnul jos. Dar procesul verbal, cine l-a... Pentru că asta a spus mai devreme... Colega mea, doamna consilier, protonesc... A spus așa, doamna... Doamna, la orice adunare trebuie un președinte ales din noi.
și un secretariat. Care două persoane neutile să scrie și orice om care semnează niște acte oficiale trebuie să fie apt din punct de vedere medical. Nu e adevărat. Este apt. La 95 de ani este apt. Eu dacă vă întreb acum cât fac 7-9, spune. Nu vreau să fiu președinte. Eu vreau să aduc, eu vreau să fie casa de-aș dore ciproc, casa de-aș dore ciproc. A fost la Brăila, doamna Bulică. Aia e frizerie. E coafură pentru pensionare, este cismărie. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cine pierde acolo? Deci se luau 30 de lei pe lună de la cabinetul de vizerie. Nu e adevărat, domnule. Păi avem acte, domnule. Doamne, da, e normal ca fica vicepreședinte să plătească 400 de lei pentru cabinet stomatologic? E normal? Așa, contract cu cine? Contract cu pensionar? Să-și dea demisia acum, și ea și el. Da. Deci, pentru că a văzut ce falsuri face. Ba da, știți prea bine. Noi, toată adunarea generală să-și dea demisia și el și ea. Acum, în adunarea asta generală, să-și dea demisia. Să-și dea demisia amândoi. Lasă-i că nu știi, săraci, ce, despre ce e vorba. Dar nu știi, nu știi despre ce e vorba, doamnă, de aia. Vă rugăm frumos să vă dați demisia. Bine, te lasă discuția, bine că vrea, face ce vrea, dacă o să se duce la apartamentul făcut de noi și o ține la curent, doamna Cedeța, și spune, a venit doamna Silișteanu la care ea, aia cu fabrica ei, că ea vrea să întocmește asta pentru 5 cereri și este trup și suflet. Când obosește șefa, îi face masaj, se duce sus, este în stare să-i pute și picioarele la carcuța. Un om cu coloană vertebrală nu ar putea fi prieten cu un asemenea om. Și la urmă să citești tot ce s-a vorbit în acest moment. Doamnă, vreți să semnați? Doamnă, vă dați demisia? Dar în ce calitate cereți asta, doamnă? Uite așa, ca membru ce are. E, uite și eu că vă spun că nu vreau nici eu. Dacă nu vrei, e părerea dumneavoastră. Păi și la tine la fel. Și la tine la fel. Ai părua degeaba. N-am vorbit cu dumneata, n-am vorbit cu tine. Ai părua degeaba. Tai singur acolo, că ai venit la ședință și cum am făcut eu, nu vreau să ascult pe nimeni în capul meu. Da, ai dreptate. Da? Gata. Bine. Ajunge. Pe ajunge. Ajunge, gata. Dar pe doamna îți face plăcere să o asculți? Dar nu-i treaba dumneavoastră. Eu am tăcut din gură, eu am tăcut din gură, vreau să tăi și tu din gură, da? Așa, da. Da? Te rog frumos. Hai, fiu, te rog frumos și hai. Gata. Ajunge, da? Doamne, dați-vă demisia. Dormiți o noapte lângă mine să vedeți ce cărți scrie. Dacă încercați să vă citiți. Da, da, da. Dormiți o noapte lângă mine ca să vedeți ce carte vă scriu. Vă scriu o carte foarte frumoasă. Dacă vreau să încercați să vă jigniți. Nu, ne simțiți, este fica numai câta. Nu eu. Ai înțeles? Domnul Lungu! Ai înțeles? Domnul Lungu! Domnul Lungu! Haideți să-și depună demisia. Noi, membrii CEARE, cerim să-și depună demisia. Și el și ea. Dacă toți suntem aici adunați ca să păi nu? Degeaba, ar fi păcat să nu propunem să fie dați afară din CEARE ca membri. Să nu mai fie membri, să ne mâncizire. Să ne lase să ne lingem rănile singuri, domnul. Toți suntem bătrâni, suntem în vârstă. Lasă dracului în pace. Ce râs, domnule, acolo? Ce râs, nu-i adevărat? Nu ne stai cu nuci ceva? Ce vrei, mă? Cu nuci ce vrei, mă, vorbește frumos. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Ce n-am voie să râd? Dar nu ce vrei, mă, vorbește frumos. Păi, dar nu știi. Eu am ascultat toate prostiile, acum așa întâlnit. Care prostiile ai ascultat, mă? Care prostiile ai ascultat? Ce-a zis copile ce-a auzit? Cu bani? Ele au zis toate ce-a auzit? Nu,
am venit la ședință aici, n-am venit la circ. Ai venit la servici? La ședință. Bune! A, n-auzi? Mi-a fi rușine. N-auzi! Du-te la doctor. Domnul președinte, am înțeles că vreți să depuneți demisia. Vă rog, ridicați-vă în picioare și spuneți că vreți să demisionați. Vă rugăm. O să plătești, ai dosare pe mine, o să plătești. O să vedem. Toți bănuții dai înapoi. Să-și recupereze pensionarii. Le auzi? Nu, te rog frumos în seara asta să-ți dea demisia acum. Nu mai ce du-te? Acum și să punem la față. Ridicăm mâinile sus. Să-ți dea demisia și să punem la față. Să-ți dea demisia și mai facem. Demisia! 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 Dacă el n-aude, ce drag. Aude alții. Nu v-am jignit cu nimic? Ei, n-ai jignit cu nimic. Te-ai întors cu spatele, nu-i lăsa cu nimic. Și ai multă, pe multă lume de aceea zimnic. Alea două, șapte case de acasă, stați camera. Ați ieșit afară, sunteți pe camere, ați luat două tabele. Da, sunt tabelele noastre. N-am nimica, sunt ale noastre. Sunt ale noastre, da. Nu, din păcate n-am furat nimica. E prezența noastră. Domnul avocat, tu cunoaște legea. De ce exagerați? Care e răspunderea noastră? Dumneata ai treabă. Dacă o atingem pe doamna, tabelul de prezență. Ai lasă-mă că știm, nu ne mai ține teoria chibitului. Din actele, da? Eu în acte. Păi ședința este lungă ca în acte. Ședința e a noastră, nu a dumneavoastră. Veniți că sunt membri. Deci dacă sunteți de acord, să ne numărăm, că s-ar putea să nu corespundă. Da. Au mai plecat 5 persoane. Au plecat tăiacile de pe listă. Da. Păi dacă ați fost acolo, domnul meu, știți așa de curând. Sau domnul Lupu, să știți că... Așa a plecat, ca să fie prezența mare. Haideți să vedem. Da, faceți prezența de acolo. Citiți după el prezența. Aia nu se vede. Să vadă și aia pe camera. Citiți, domnul. Citiți, să sunt prezenți. Sunteți de acord să votăm? Da. Terminăm cu ședința. Votăm. Sau dacă nu, citiți după tabelul nominal fiecare de aia. Să vedem dacă sunt prezenți aici. Păi bun, și n-avem niciun fel să facem. Facem o poză, domnule. Păi o poză. Faceți o poză. Mi-a zis mie, vreau o poză și avocatul. Faceți poze. Vedeți că 5 persoane au plecat. Păi s-au săturat să stea la 5. Au venit. Nu, a venit și a făcut prezența și cum au plecat. De ce? Domnul Lungu, dați. Dar trebuia prezența făcută acum după tabelă, să vedem că sunt. Păi nu încercați să vă intimidați. Păi s-au plictisit, domnule, să stea să asculte la bazaconiile, doamne. Dar acolo apare prezență. Aici apare prezent după listă. Care voie să părăsească ședința la numele. Cine are luat nicio atitudine?
Ce să mai știi bine? Nu, calmați-vă. Domnii sunt plătiți și au... Ba da, au misiune. Au misiune. Bă, au misiune. Calmați-vă, calmați-vă. Ne face copii. Suntem? 2 ani de zile. Hai, stai jos. Stai jos că nu merge așa. Haide. Elena, dragă, să știi că cu mare drag am anunțat-o pe soacra ta că e un post liber la casierie și ai venit acolo. Hai, lasă-mă! Te rog frumos, respectă-te, că eu te respect, da? Hai. Eu te respect și te rog frumos să stai. Doamna Bulica, prima întrebare. Asta e un fel de mamanaș. În spatele dumneavoastră ce este? Mă adicar sau ce este? Vă apăr cu dumneavoastră? N-are dreptul să participe. Face parte din ședința asta? Dumneavoastră faceți parte din ședința asta? Ce au ținut acum? Sunt întâmplător aici? Cred că da. Nu, cred că trebuie să stați la izare dumneavoastră. Dacă e dumneavoastră, banul să... Să știți că trece timpul. Nu fac parte din ședința asta. La ora 6:18 trebuie să închidem adunarea. Vă rog frumos, vorbiți că sunteți întrebat. Țineți un discurs, eu nu am treabă. Că ține data aici, da? Dacă vă rog frumos, adunarea. Dați microfonul, vă rog. Doamne, dați microfonul, că e plătit de noi. Și sala. Doamnă, dați microfonul. E avocatul nostru și trebuie să ne spună. Președinte, vreți să vin locul forța? Se poate, nu, ce Dumnezeu? Nu, e frică, doamnă. Este avocatul nostru și trebuie să ne reprezinte. Vă rog, dați-mi un microfon. Doamna Siriștea. Deci mă lăsați să am ce trebuie să auziți? Ce trebuie, da? Ce urmea? Microfonul e plătit de noi și sala. 2 secunde, vreau să vă spun acum. Sala, în momentul de față, aparține casei de ajutor reciproc. Bine, vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră. S-a cerut un microfon, s-a dat microfonul. Vă rog frumos. Dar numai de la mine. Foarte bine vorbiți. Păstrați liniștea și ordinea. Păi vedeți că de 2 ore... Deci avem ordine de zi, dacă nu o respectați, problema dumneavoastră. La ora 18 trebuie să închidem lucrările, era timp pentru de toate. Nu te-am pus!
Încheierea lucrărilor, știți că au loc discuții. Așa este. Eu am pretenții la dumneavoastră, mai ales că sunteți un legiuitor. Păi nu pleacă cu microfonul, vi-l dați, dați doar să vorbească, că nu-i microfonul proprietatea dumneavoastră. Domnul președinte e de acord. Nu, 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 nu